Echipajele pompierilor militari suceveni a patrulat luni seară pe itinerariile prestabilite pentru identificarea persoanelor fără adăpost și transportul acestora la spațiile special amenajate. Misiunile s-au desfășurat în Fălticeni, Rădăuți, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc și Suceava. Până în momentul de față au fost identificate 13 persoane pe raza municipiului Reședință de Județ, mai precis în zona gării Burdujeni. Acestea au fost evaluate din punct de vedere medical și au fost invitate să meargă împreună cu pompierii militari la adăpostul Lumină Lină de la Biserica Sfânta Vineri, însă toate au refuzat acest lucru. Aceste misiuni de identificare a persoanelor fără adăpost vor continua pe toată perioada în care temperaturile vor fi critice. Iar meteorologii anunță pentru județ temperaturi foarte scăzute în ultima zi a lui 2014 și în primele două zile din 2015. Informarea meteo face referire la intervalul 30 decembrie 2014, ora 20, 2 ianuarie 2015, ora 10. Vremea va fi deosebit de rece, geroasă, cu temperaturi minime care vor coborî frecvent sub minus 15 grade Celsius. Izolat, mercurul din termometre ar putea scădea și sub minus 24 de grade Celsius, se arată în avertizarea meteo. Nici pe timp de zi temperaturile nu vor crește peste limita înghețului. La nivelul județului sunt așteptate temperaturi diurne între minus 10 și minus 2 grade Celsius. Vești bune din punct de vedere meteorologic vin de pe 2 ianuarie, când vremea ar urma să se încălzească simțitor cu temperaturi pozitive, cel puțin pe timp de zi.